toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. 800 de euro în această dimineață, care pot ajunge la Satu Mare. Paul va răspunde întrebărilor noastre. Bună dimineața! Salut, Paul! Salve! Bună dimineața! Salut! Ia uite ce... Ai un tonus de câștigător. Tonusul e bun, da. Bravo! Să sperăm. Te simt așa un pic pe speaker. Ești cu mai multă lume și... Am dreptate? Am cu prietena mea. Ok, poți să vorbești mai aproape de microfon, te rugăm? Da, ok. Da, adică stai mai aproape de microfonul telefonului, că nu te auzim foarte bine și e important să te auzim bine. Și nu numai noi, și ceilalți ascultători. Acum e ok? Da. E ceva mai bine. Da. E perfect. Bun. Ești cu prietena, ești acasă? Sunt cu prietena, din păcate nu o să mă poată ajuta pentru că are niște ore online, așa că va trebui să mă descurc. Am vrut să întrerup. A sunat dubios ce ai spus, să știi. Sunt cu prietena, din păcate. E orele... Nu. Se ia pauză, recreație. Se ia pauză. Da. Mi s-a făcut rău, cere voie la toaletă. Orele online nu-ți dau 800 de euro. Poate, după niște ani, dar n-ai nicio garanție. Ție nu-ți dau 800. Încercăm. Deci vrei să mergi singur? Da. Păi și atunci de ce stă pe speaker? Ar fi tare la a doua întrebare... Fii cea mai puteți să o învoiți puțin. E chemată la... O știi pe aia când eram noi mici, de te chema la cancelarie un coleg să te scoată din oră? Serios? Da, nu știi? Asta nu. Eu mai sus de... Dacă voiai plecat... să ești... Nu. Orele sunt online. Prietenii mei în camera cealaltă și acolo. Asta, da. O scoți din cameră. Da. Noi trimiteam un coleg la cancelarie. Dacă aveam o problemă la o materie, nu vreau să stăm la oră. Și se ducea colegul și spunea... Venea în... Și bătea la ușă un copil de la o altă clasă. Spunea, Luca e chemat la cancelarie, l-așteaptă tatălui. Și profesoara se uita și spunea, du-te. Ce tare. Eu, da. Eu mai sus de faza cu buretele n-am crescut niciodată. Aia era foaie verde. De tocilar proști. Da. Era foarte comună, nu? Da. Adică la un moment dat nu mai mergea. În fine, Paul. Așa, dar acum dacă tot ești singur. De ce mai stai pe speaker? Nu mai sta pe speaker. Okay. Că se aude rău, se întrerupe, se... nu e bine. Bun, acum e mai bine? Da. E mult mai bine, să știi, da. Și tu o să ne auzi mai bine. Categoric, bine. Da. Bine, Paul, 6 secunde ca să ne răspunzi, da? În regulă. Și vedem după aia ce facem, da. De la o întrebare la alta. 100 de euro de aici, plecăm, multă baftă. Mulțumesc mult. 100 de euro. Da. Paul, astăzi pentru 100 de euro, întrebarea este: cum îl chema pe fratele lui Abel, personaj biblic din Vechiul Testament? Cain. Care are rudă acum, are mai Michael McCain. McCain. Deci de fapt McCain. E Cain? McCain. $100 de euro sunt ai tăi. A fost simplu, nu? Mulțumesc. Băieții lui Adam și ai Evi. Da. Evi, da. Exact. Veni. Nu se știe de unde și-au luat ei nevestă ulterior. N-ai treabă. Nu ne băgăm. Crede și nu cerceta. Paul! 200? Încercăm și la se 200. Se face? Hai, 200 de euro. Unul dintre interpreții îndrăgiți aici la Europa FM este eroul celei de-a doua întrebări. Paul, să ne spui ce sport a practicat înainte de a deveni un cântăreț faimos, Julio Iglesias. Fotbal. A fost portar la Real Madrid, din câte știu. Real Madrid de la mic. Nu mai țin minte exact, dar fotbal, sigur. Un Real Madrid, deci... mai mic, da. Nu era Real Madridul ăla mare. Era la echipa a doua, dar cocheta și cu prima echipă. Oricum, cert este că era portar, am senzația... Era portar pe teren, nu la club. Nu? Da, mă. Am senzația că Julio Iglesias e al doilea cel mai cunoscut portar de fotbal de către români, după, sau hai al treilea, după Duca Dam și Rică Răducanu. Da, Rică Răducanu, vezi, ai pus întrebarea greșită acum o săptămână, două, când ai întrebat cine a fost Rică Răducanu. La ce echipă a jucat? La ce echipă? El acolo a greșit.
cu echipa. Nu, ai întrebat pe ce post, nu, la ce echipă. Post ai jucat, pe ce post. Bravo, dacă ai fi spus la ce echipă, ar fi știut lumea. Da, 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 corect. Da. Paul, ai 200 de euro, felicitări. Mulțumesc mult. A fost super simplu. Acum o a treia întrebare simplă. Având în vedere că e prima oară când sunt direct și prima oară când câștig o sumă de bani la, la un post de radio, cred că mă voi opri. Asta înseamnă că ai foarte multă încredere în tine că o să ajungi și a doua oară să ți se întâmple lucrul ăsta. Nu știu, probabilitatea e foarte mică, având în vedere câți ascultători aveți, dar eu cred că e mai înțelept să mă opresc. Sigur, sigur. Păi și n-ai încredere... A fost greu până aici? N-a fost, că ai răspuns practic. Nu, a fost chiar simplu. Păi și ce te împiedică să crezi că n-ai o zi bună astăzi cu întrebări accesibile? Nu știu, moderația cred că mă îndeamnă să mă opresc. Ești prea moderat. E mai înțelut așa. E mai excesiv. Uite, aici mi-ar fi plăcut să fie prietena ta lângă tine. Poate te împingea un pic să... Nu pot, chiar nu pot să intru acolo. Dar ce oare face tare asta? Aduce și cu o cameră. E o oră de matematică, nu-i nimic. Nu întrerupe matematica, dacă se ia. E nasol, mi-e frică de matematică. Și am un respect deosebit față de toți cei care înțeleg matematică. Foarte mare respect am. Și eu la fel. Serios vorbesc. Deci dacă înțelegi așa ceva, după părerea mea, ești tare de tot. Eu n-am reușit. Vă aduc mâine niște probleme de clasa a 5-a? Le-am făcut eu în weekend. Putem să încercăm. Vezi că... Direct. Să vezi a 6. Mamă, zici că... Bine. Nu, eu, dacă nu era Oana, la Saracu era de izbeliște. Nu puteam să-l ajut. Paul. Ești sigur? Te mai întrebăm da, în afara, răspund în afara concursului. În afara concursului, da, da, da. Bine, felicitări. 200 mulțumesc, de euro în această dimineață la dublu sau nimic pentru Paul din Satu Mare. Și să vezi ce o să-ți pară rău acum, când o să afli care era întrebarea nu, pentru 400 de euro. Nu, să-mi pară rău, sunt convins de asta. Bine, hai Paul, să fii atent. Întrebarea de 400 de euro era așa. Din ce imperiu a făcut parte teritoriul actualei țări Siria din secolul al XVI-lea până după primul război mondial? Imperiul Persan. Te-ai oprit bine. Din secolul al XVI-lea. Da, poate că am greșit. Din secolul al XVI-lea până după primul război mondial. La războiul mondial nu mai era... Imperiul Persan deloc. Așa e, Imperiul Otoman. Da, așa e, așa e. Da. Înseamnă că m-am oprit bine. Te-ai oprit bine, da. Te-ai oprit perfect. Inspirat. Okay. 200 de euro pentru tine. Bravo, Paul, felicitări. Mulțumesc. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.